Salve amicii! Ce mai faceți? Cum sunteți? Astăzi aș vrea să ne jucăm. Iar o să-mi ziceți, profa, iară ne jucăm? pe păi da, ne jucăm pentru că, nu știu, când ați fost voi mici, unii care mă ascultați acum, cei care sunteți prea tine, nu știu dacă vă mai jucați în fața blocului sau pe stradă, ca să putem juca ceea ce vreau eu să, vă, să mă joc cu voi, adică să vă spun și anume de ascunsele. Să te unul și număra 1, doi, 3, cine nu nu știu cât, nu știu cât, până la 100 de obicei, luăm și din 10 în 10 cât mai repede, ceilalți trebuiau să se ascundă și cine nu-i gata îl iau cu lopata și mergeam să-i căutăm pe toți ceilalți. Deci aș vrea puțin să mă opresc la acest joc pentru că unii încă dintre noi se joacă de ascunsele cu viața. Li se pare că nu știu ce ar putea determina ca să nu străiască cu adevărat viața reală. De ce se ascund, de cine se ascund și pe unde se ascund, asta nu știu. Dar o să vedem imediat că totuși niște repere găsim. Haideți să vedem ce înseamnă viața reală, pentru că avem. Viața reală și unii își creează viața virtuală, să nu spunem ireală, viața virtuală. Și să vedem dacă ce ascunderea sau de ce ascunderea în viața virtuală pentru unii este așa ceva călduț, plăcut și să nu mă atingă nimeni. Haideți să vedem ce s-ar întâmpla cu viața reală. De ce nu vor unii să fie în viața reală? Pentru că este greu. Și e vorba aceea leneasă care spune că la toți ne greu. Ne este greu. Cât de greu este? Când ne este greu? De ce ne este greu? Unde ne este greu? Și cum ne este greu în viața reală? Păi, este vorba aceea că fiecare cu crucea lui în mână îi pusă la poartă. Adică și ni se spune că nu ți se dă să duci mai mult decât poți să duci. Dar haideți să vedem de ce vor unii să se ascundă într-o viață virtuală și nu o vor pe cea reală. De ce? Pentru că este destul de greu ca în viața reală să ai un anumit rol, să ai o anumită profesie, să ai un anumit loc al tău și să produci ceea ce este de produs. Adică să-ți o responsabilitate. Vedeți în zilele acestea ale noastre care le trăim, unii le trăiesc mai tulburi, alții le trăiesc mai mai rapid, alții dau în învălmășeală, în buimăceală, ne trebuie responsabilitatea. Câți dintre noi mai avem acea cum să zic, pregătire pentru a, lua, a ne lua o responsabilitate sau vrem o responsabilitate mai departe. Sunt foarte multe provocări ale vieții peste care noi uh, nu putem trece. Uh, după aceea, avem acele uh, nevoi ale experiențelor. Avem experiență de viață, știm ce trebuie să facem. De fapt, la experiența de viață se adaugă acel stil de viață. Noi de obicei vorbim de stil de viață sănătos cât este de sănătos stilul nostru pe care ne-l construim. Să știți că dacă toată lumea merge la sală și face mușchi, nu înseamnă că are un stil de viață sănătos. E în fie pentru cei care au afaceri cu sală. Sau dacă o să mănânc numai tot ce-i verde sau tot ce-i roșu, iarăși, nu. Trebuie să ne, așa cum am auzit despre uh, nutri genetică, trebuie să ne ascultăm corpul, să ne modelăm după el, să știm ce se poate și ce nu se poate. Și la toate acestea trebuie să știm să ne rezolvăm și problemele, adică soluții la probleme le găsim. Deci, practic, responsabilitatea, provocările, experiența de viață, rezolvarea de probleme ar fi niște lucruri care ar încununa pe undeva ca într-un uh, corolar uh, ceea ce înseamnă viața noastră reală. Adică să stau și în trafic, să mă bucur și pentru copil, să stau, să fac și cumpărături, să îmi împărășesc banii, să nască nevastă mea, să mă duc undeva într-o stațiune, să mă bucur, să nuntesc, să fac tot ceea ce trebuie să fac. Da, pentru că este viața mea și este o responsabilitate, este acel real pe care îl avem în viață. Dar unii spuneam în acest joc al nostru de viață ascunsele, unii se lasă greu de găsit. Cei care sunt mai aproape se găsesc de hai treci și tu mai departe să vezi cum e și numără și numără. Aceștia sunt cei care nu se ascund atât de, de subtil încât să nu poată fi găsiți. Poate că sub, cu subtilitatea aceasta unii trec din viața reală în viața virtuală. De ce? Acolo li se pare că este mai ușor, poate că acolo nici nu sună ceasul dimineața să meargă la servici, poate că lucrează iarăși online, poate că este mai ușor să stau pe un scaun, adică E vorba de comoditate, e vorba de acest ireal în care eu pot să visez tot ceea ce vreau să visez. Este vorba de neimplicare, dacă dincolo aveam implicare și știam toate catare, aici avem neimplicare. Nu mă implic, nu mă interesează, fac comanda, vine mâncarea la ușă, vine dulapul cu haine tot la ușă, toată lumea vine spre mine, dar eu nu mă duc spre ei. Și atunci am să uh, întreb și comunicarea unde este, la care mucalit o să-mi răspundeți. Dar e nevoie, vai, de da, atâția am pe TikTok, pe YouTube, pe, uh, pe uh, Yahoo, pe de toate. Știu, n-am zis bine, Yahoo, da, să ține de Email, mi se par. Deci, practic, nu mă întrebați pe lucruri de tehnică și o să zici bine, profa și cu tehnologia cum stai. Eu stau bine, mulțumesc, sper că și asta bine, atât cât trebuie și cât bunul simț. E și de o parte și de alta, ne înțelegem excelent. Știu ce înseamnă, folosesc ca și informație, dar nu mă folosește ea. Pe mine. Vedeți ce frumos iară ne putem juca cu verbele. Mă folosește ea pe mine în loc să o folosesc eu pe ea. Ca și cu banii. Suntem în civilizația banului. Îl lăsăm pe el să ne folosească. Nu noi să ne folosim. Noi să ne folosim de el. Mai departe. Pot să controlez totul și nu mi se poate întâmpla nimic rău. Și atunci este mult mai ușor să intru în această viață virtuală, să pot să am 100 de mii de prieteni, să mă bucur de câte linkuri mi s-a dat, să mă bucur de tot ce este acolo, dar fără să-mi trăiesc viața mea așa cu adevărat. Știți, este povestea aceea pe care o spun cei care au anumite probleme de sănătate. Mișcați-vă! Mai ales când este vorba de probleme la picioare. Faceți multă Mișcare pentru că mușchii se atrofiază. Se pot atrofia nu numai la, la picioare, se pot atrofia și pe trupul nostru, se pot atrofia și pe mușchi și, practic, creierul nostru nu mai gândește. Și mult vehiculăm acum povestea cu inteligența nu vir, virtuală, inteligența artificial, artificială. Uite că puțin nu-mi place să spun pentru că nu știu dacă este chiar foarte bine. Da, avem nevoie de tehnologie, da, avem nevoie de informație, da, da, dar nu avem nevoie ca întotdeauna cineva să ne rezolve nouă toate problemele, adică eu vreau să trăiesc. Poate că atunci am fi fost direct roboței mai mici, mai mari, cu funcții, fără funcții, în companii sau nu și am fi fost noi mașini, dar noi suntem totuși oameni, adică suflăm, nu știu, acum pun și o întrebare, Iarăși spun Mucalita, un robot suflă, s-ar putea să-i dau idee vreunui care are de a face cu roboței să-l pune, să pune și să sufle. Acum am înțeles că de zâmbit zâmbește, dar tot mașinăriile acelea mici dinăuntru, minuscule, minuscule, tot ele îl fac să zâmbească. Deci haideți să ne, să ne întoarcem la ceea ce este real, al ceea ce este palpabil pun mâna, simt aceștia niște ochelari de care încă n-am nevoie. Acesta este un pix care e păcăie, păcăie. Aceasta este o bucățică de hârtie. Aici mă aflu într-un studio. Adică trăiesc, pășesc, simt, gândesc, mă bucur, văd. Atunci n am mai fi trebuit să am nici aur, urechi pentru a auz, nici ochi pentru văz, nici gură și tot maxilobuco pentru, pentru vorbit, nările pentru, sin, pentru mirosit, atunci aș fi fost așa, ceea ceva ce nu este, dar sunt, sunt ființă și nu obiect, pentru că așa încep toate actele oficiale uh, la nivel mondial. Omul este ființă și nu obiect. Și atunci haideți să nu mă mai joc acest joc de ascunsele în care să mă pitesc cât mai bine să nu mă găsească. Cine vrei să nu te găsească? Aceștia care sunt reale, care îți sună la ușă și îți aduc facturile, presa, îți spun cele vrute și nevrute, sunt vecine, sunt prieteni, sunt oameni drație, sau îi vrei pe cei în viața ta virtuală, unde poate că nici nu îmbătrânești poate că mintea ta nu mai folosește la nimic și atunci ca cașcavalul șvaiță poate să fie la mare, mare tandrețe și la mare, mare știință pentru că tu nu-l mai folosești. Dar haideți să vedem dacă chiar este bine. Și silul nostru de viață ne duce spre ceva care sau de care trebuie să avem foarte mare, foarte mare grijă. Haideți să ne facem niște mici planuri. Iară planul, n-am terminat cu planul. Da, dacă să ai grijă de bănuții tăi când te duci la cumpărături, ajută-te cu creirașul și faci o mică listă. Nu, la primul raft mă opresc și pe urmă nu știu de ce le arunc la coș celelalte alimente că nu mai îmi folosesc. Hai să vedem povestea. Ieri am înțeles. Sau nu ieri, sau în altă zi, sau eu pot să fac în fiecare zi, să fie uh, ziua îmbrățișărilor, să fie ziua a cui vreau să fie ziua mea în fiecare zi. Foarte bine. Ce faci ca în fiecare zi să fie ziua ta? Te bucur de ceva anume? Se spune că banalul cotidian este și că din lucrurile mărunte apare fericirea cu adevărat. Te bucuri... Uh, de o zi, te bucur de o stea care a răsărit, te bucur că ai o carte pe care ți-ai dorit-o foarte mult să o citești și este o ai în față și o poți citi. Am auzit povestea cu a fost iarăși cu zilele cititului, haide să citim. Bun, haide să citim, dar nu să citim de pe telefon, nu de pe laptop, nu audiobook-ul care da, e foarte bun, mai putem adormi cu el, dar nu când suntem în trafic sau când suntem pre... a, el să meargă că eu aud. Cred Rașul tău nu va, nu va putea să facă prea multe conexiuni odată. Ia-ți cartea aceea frumoasă, găsește-ți un loc unde să poți să stai liniștit și pentru câteva clipe ai simte-te bine. Cu cine? tu cu tine ca să trăiești viața reală cu, viața reală cu adevărat. Pentru că altfel în viața virtuală cine îți va aduce un pahar cu apă dacă vei avea nevoie? Cine îți va da un îmbrățișare? Am sute de mii de like -uri. da și ele A, o să iasă cumva din laptopul tău o mână care o să te uh, mângâie sau o să te îmbrățișeze? cum <laughs> zicea cineva, mira mașina și -aș crede. Nu știu dacă se poate, nu se poate așa ceva. Dar atunci eu stau și iarăși mă, mă gândesc în viața ta virtuală, de ce ți este frică să, să nu ți iei niște responsabilități? De ce vrei să fii bine? Era proverb cu lenea, cu coană mare. Dar comoditatea aceasta nu te face să fii mai inteligență. Ai că ai anumite deprindere, asta este și mobilitatea, asta este cu totul altceva. De ce nu doresc să te implici? Pentru că am boală psihică și ce dacă ai o boală psihică? Totul se tratează. Sau sunt anxios sau sunt depresiv sau uh, am o anumită stare de neliniște. Oare cine ți le creează toate acestea? Nu ajungi chiar tu cu mânuța ta fie dreapta fie stânga să faci cam același lucru? Mai departe, e sigur că nu ți se poate întâmpla nimic, dar dacă se ia cumva curentul. Ce faci cu tot ce ai avut acolo? Dar dacă ai scris ceva că de mână mai greu mai vrei să scrii că zici că nu se mai poate, că este mai ușor așa, ce ai să faci? Le ai pe undeva salvate Nici cel puțin în mintea ta sau, a, dar nu mă interesează, de ce să mai știu eu o poezie? Dar le-am acolo, am informația gata, gata pregătită și tu știi să o iei, știi să faci de cartările când o să fie o informație corectă și una uh, falsă sau uh, neadevărată. Uh, mai departe, pot să controlezi totul. Ce rezolv dacă ai controlat totul? Parcă mai vorbeam o dată de perfect. Știți, nu vă luați după toate filmele și după toate modelele în care vreau totul să fie perfect. Și atunci, de ce ai să te mai bucuri? Cum? Adică atunci să se ia lumina și atunci să nu ajungă părintele sau să mă împiedic sau să cad. Nu, n-am nevoie, n-am nevoie. De ce? Nu vei ști să rezolvi o situație probleme? adică o siguranță sau să învârți un bec sau uh, să te scuturi de praf și repede să zâmbești, să te duci mai departe. Unde ne este zâmbetul? Nu acela în care să ne arătăm frumos placa sau uh, proteza, ci uh, sufletul și să vină prin zâmbetul tău uh, cel adevărat. Vă spuneam odată că Blaga avea o, o poezie în care un vers era extraordinar. Eu simt că sufer de prea mult suflet nu înseamnă că este boală psihică, nu înseamnă că este, da, dar este o boală care pe undeva te ajută să fii om, să fii omenos, să te bucuri de tot, de tot și de toate și să lași puțin mașinăria și toate la o parte. Adică cum să mă duc să mătur, să, mă să mă duc să sap, să mă duc să deschid poarta, să mă duc să șterg praful, adică cum, bine, da, amenajeră, am bună și tu ce faci? A, ah, eu fac altceva, eu am ură la, haideți să fim un pic mai omenos și cum spuneam, să cinstim locul, să dăm Cezarului ce este a Cezarului, adică toate lucrurile să fie așa cum ni le dorim. Poate să-mi să ofere viața, da, da, eu vreau toate, da, eu înțeleg că tu le vrei pe toate, dar te implici ca să le ai pe toate? Nu, eu mi-aleg prietenii, dar prietenii te aleg pe tine? Eu vreau să citesc, dar mai bine rezumatul că am rezolvat toate, toate, lucrurile. Eu știu ce este mai bine pentru copilul meu, dar tu te-ai pus vreodată în mintea copilului ca să vezi dacă el pe tine doar ca și în te aprobă pozitiv sau îți spune exact ceea ce vrei tu să auzi? Sau tu vrei să faci un transfer pe nereușitele tale pe seama copilului? De fapt, o să mai încercăm să, să vorbim despre copil, pentru că el este cel care devine factor important într-un element de educație. Și avem nevoie și de educație. A, oh, o să-mi spui ce folos cu atâta școală, uite, nu mi-am găsit un serviciu. Dar vrei cu adevărat să lucrezi? vrei cu adevărat să te implici vrei cu adevărat să iubești a, dar eu iubesc virtual a, iubești virtual, nu știu poate că este altfel iubire acolo ți se spune te iubești, te iubești și tu răspunzi și eu, și eu și cu drag, cu drag să se cuprindă și dor cu dor cu ele cum rămânem a, a astea se găsesc într-o țară anumită România unde sunt toate bune și frumoase pentru sufletul nostru, da, noi încercăm să nu ne mai ascundem de-a fața ascunțele, haideți să facem, a, dacă ne jucăm mai departe și învățăm și pe copiii noștri, ca să învățăm cu de adevăratele, cu viața cea adevărată, reală. O zi bună, numai bine, salve amicii!